Vasile Buhăescu este primul transfer al Stelei după promovarea echipei în Liga a doua. Atacantul cu peste 300 de meciuri în primele două ligi ale României a oferit un prim interviu ca fotbalist în Ghencea. Jucătorul, de 33 de ani, a debutat în Liga 1 la FC Vaslui. A fost coleg de echipă lui Daniel Oprița la Petrolul și a lucrat cu acesta la Juventus București și CSM Reșița. Vasile, bine ai venit la Steaua. Ce înseamnă pentru tine acest transfer? Sunt foarte fericit că am ajuns aici. E un pas important în cariera mea, să ajungi la Steaua București nu e ușor și sper să am evoluții cât mai bune, să ajut clubul să obțină cât mai multe victorii. Colegii m-au primit foarte bine, cu majoritatea dintre ei mă știu, am jucat la cel puțin o echipă împreună. Buhăescu va face din nou cuplu în atac cu Remus Chipirliu, alături de care a promovat în Liga 1 în sezonul 2016-2017. Cu Chipirliu ai mai jucat în atac și la Juventus, ați marcat împreună, câte goluri ați dat în acel sezon? El a dat 29, am dat și eu 14, deci dacă îmi face un sezon la fel de bun ca cel cu Juventus, cred că vom fi foarte sus. Unul dintre jucătorii care s-a integrat foarte repede după transferul la Steaua este Dragoș Huiban, atacantul care a marcat goluri importante pentru echipa noastră în sezonul trecut, abia așteaptă să evolueze în meciul de inaugurare al noului stadion. Da, va fi un eveniment categoric și abia aștept să ajungem acolo, dar important e să trecem de perioada asta, să fim sănătoși până la meciurile respective și să ne pregătim cât mai bine. Cum vezi acest campionat? Cu multe echipe de tradiție. Va fi un campionat foarte interesant, cum ai spus și tu, cu echipe de tradiție. Fiecare meci va fi aparte, având în vedere, pentru noi cel puțin, având în vedere că vom juca pentru prima oară în Liga a doua, după mult timp, și cu atât mai mult când vom juca acasă, pe acest stadion superb, totul va fi aparte. E greu pentru un fotbalist să te motivezi când știi că echipa nu are drept de promovare? Un fotbalist trebuie să joace tot timpul la victorie, nu trebuie să se gândească el că se poate promova sau nu. Adică oricum trebuie să câștigi mereu. Ar trebui să ne motiveze altceva. E în primul rând emblema clubului și suporterii pe care îi avem în spate. Asta va trebui să ne motiveze. Și nu în ultimul rând aș vrea să creăm un precedent cu treaba asta. Să terminăm noi pe loc promovabil și să vedem atunci ce se va întâmpla. Steaua București își începe seria meciurilor de pregătire cu un amical împotriva formației de Liga 1, Academica Clinceni, sâmbătă de la ora 10:30, în direct pe Steaua TV. Eu zic că e bine că începem seria amicalelor cu un meci cu o echipă de Liga 1, pentru că în așa fel vom vedea și noi unde ne situăm. Ce trebuie să mai facem, chiar dacă suntem la început, vom avea doar o săptămână de pregătire, dar e important și e bine să jucăm cu echipa de Liga 1. Voi da totul pentru suporterii Stelei. Forța Steaua!